Domnilor președinți, stimați colegi, aceste două materiale care astăzi sunt puse spre dezbaterea Consiliului Național pentru a fi validate în vederea aprobării de către Congres, proiectul de program de guvernare cu cele 100 de măsuri și modificările de statut, sunt probleme care nu numai că le-am întâlnit în activitatea noastră, atât politică cât și administrativă, dar, într-adevăr, astăzi, într-un moment în care ați văzut și trăim împreună manifestarea de neîncredere a oamenilor în măsurile guvernamentale, cred că trebuie să dea cetățenilor o speranță că partidul nostru are soluții pentru viitor. Două lucruri vreau să aduc în atenția dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să mulțumesc în mod deosebit șefilor de departamente care s-au implicat în acest program și au realizat împreună cu celelalte instituții și organizații aceste 100 de propuneri care sunt o sinteză a 300 și 1000 de pagini, deci în această ordine. Și cred că suntem cu toții de acord că aceste măsuri cuprind în mare măsură problematica care trebuie să o rezolvăm în România. Aici am o singură propunere, pentru că ieri am avut Liga Aleșilor Locali și pentru asta mulțumesc conducerii noastre că a fost de acord să avem această întâlnire înainte de Congres, urmând ca această ligă să-și capete și forța și consistența măsurilor pe care să le decidă pentru a fi hotărâte în interiorul partidului. Cred că din aceste 100 de măsuri putem să sintetizăm o agendă pentru cetățean, care de fapt ne va reveni nouă Ligii Aleșilor Locali să stabilim o agendă care să răspundă necesităților și problemelor pe care noi le întâlnim în viața de zi cu zi, în localitățile pe care le gestionăm, în județele pe care le gestionăm. Nu pentru că acest lucru nu s-ar face, dar cred că astăzi, mai mult ca oricând, se vede că atunci când nu răspundem la întrebările pe care fiecare cetățean și le pune în existența zilnică, în viața pe care o are pentru familia lui și siguranța pentru familia lui, și asta se întâmplă acolo unde trăiește, toate măsurile care se iau la un nivel superior, dacă ele n-ating și n-ajung la rădăcina cetățeanului, o să avem probleme în continuare. Ca Partid Social Democrat, cred că avem această datorie să creăm o agendă care să ne ducă spre rezolvarea problemelor pentru cetățeni. În al doilea rând, legat de statut, am fost aseară, am stat până târziu la reglementarea sau discutarea unor articole care se modifică. Personal, cred că aceste modificări aduc o rezolvare spre o disciplinare a unor activități în interiorul partidului. Cred că rezolvă într-o mică măsură, sau sper să rezolve într-o mică măsură, lucrurile care, din punct de vedere al motivării democratice sau acțiunii democratice, s-a dus câteodată într-o latură mai extremă și cred că e bine să fim undeva între democrație și disciplină, trebuie să existe un anumit echilibru. Câteva modificări aduc această rezolvare, iar lucrul acesta, bineînțeles, că ne va verifica viața pe teren. De aceea îmi exprim acordul cu aceste două materiale și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la asigurarea acestor materiale, în mod deosebit colectivul de sinteză de la departamente, și trebuie să menționez că Departamentul de Agricultură a avut cea mai vie activitate în cursul acestui an. Urez succes Congresului nostru și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezență.